Am revenit în studioul Iași TV Live. Astăzi discutăm despre dezbaterea moștenirii și alături de noi este domnul notar Răzvan Antohie. Domnule notar, după ce persoanele interesate de dezbaterea moștenirii au adus toate actele necesare, cum se procedează? Ce trebuie să facă notarul? Ce trebuie să facă, să mai aducă, nu știu, acte suplimentare, poate moștenitor? Odată prezentați cu actele, în primul rând se ia declarația celor doi martori de care discutam și înainte de pauză și după ce martorii confirmă cele spuse de moștenitori, se eliberează o încheiere finală, așa se numește, care este semnată de toți moștenitorii. În încheierea finală se precizează cine a solicitat dezbaterea moștenirii. Uitați, de exemplu, în cazul unei vacanțe succesorale, statul român solicită dezbaterea moștenirii. Dezbaterea moștenirii poate fi în egală măsură solicitată și de creditorii defunctului pentru a se stabili exact cine sunt moștenitorii și cine sunt obligați la plata, bineînțeles, în limita activului, la plata pasivului, dar de cele mai multe ori dezbaterea succesiunii este solicitată de către moștenitori. După ce se precizează cine sunt moștenitorii, se face o descriere a bunurilor care au rămas. Bunuri mobile, bunuri imobile, se face o evaluare a acestor bunuri, după care se eliberează această încheiere finală. În baza încheierii finale se obține un număr de înregistrare de la Camera Notarilor Publici. Cu acel număr în baza acelui număr de înregistrare se emite certificatul de moștenitor. De ce este necesar acest număr de înregistrare la Camera Notarilor Publici? Ideea este, odată ce un notar public a înregistrat o cerere de dezbatere a unei moșteniri, el este investit și competent să termine soluționarea acelei cereri. Dacă, spre exemplu, ulterior emiterii certificatului de moștenitor se dorește suplimentarea masei succesorale, da? Deci prinderea altor bunuri în moștenire, emiterea unui certificat de moștenitor suplimentar, atunci tot notarul public care a soluționat și care are dosarul în arhivă este competent să emită acele certificate de moștenitor suplimentar. Pe certificatul de moștenitor se precizează din nou cine sunt moștenitorii, masa succesorală și cine sunt, care sunt bunurile care compun masa succesorală. Oricând, dacă legea nu obligă o persoană, nu poate fi obligată să dezbată moștenirea pe toate bunurile care le-au avut defunctul. El poate alege, din rațiuni economice, din rațiuni poate sentimentale, poate alege să dezbată moștenirea numai pe anumite bunuri ale defunctului, urmând ca ulterior să facă suplimentarea masei succesorale. În egală măsură, dezbaterea moștenirii se poate face și numai pe pasivul defunctului, dacă, spre exemplu, creditorii cer acest lucru. E important de precizat, deci dacă cineva are doar un apartament și o mașină, poate întâi să dezbată pentru o mașină, da, nu știu, ca să reușească să o vândă sau cine știe ce să facă și ulterior... bani să plătească taxele pentru suplimentarea masei succesorale cu apartament, sigur. Ce se întâmplă dacă defunctul avea opere de artă, nu știu, sau arme de vânătoare mai valoroase, cum se dezbate atunci? Operele de artă și armele de vânătoare mai valoroase, absolut toate bunurile mobile și imobile, se prind în masa succesorală, atâta timp cât, bineînțeles, sunt aduse de către moștenitor. În cazul bunurilor imobile, dovada se face simplu, se face cu actul de proprietate, cu extrasul de carte funciară, evaluarea bunului imobil se face foarte ușor, pentru că știți cu toții că există acea grilă unde este trecută valoarea, grilă notarială, unde este trecută valoarea imobilului. În cazul bunurilor mobile, sunt două variante. Fie se prezintă acte de proprietate în cazul bunurilor mobile, spre exemplu o factură prin care a fost achiziționată acea operă de artă sau armă de vânătoare mai valoroasă, fie se poate cere de către un evaluator autorizat evaluarea operei de artă. Și în funcție de ceea ce este la evaluare sau de valoarea trecută în factură, se calculează taxele notariale. În egală măsură sunt și situații în care, spre exemplu, avem un autoturism foarte vechi care și-a pierdut din valoare. Se poate merge și pe declarația părților în ceea ce privește valoarea unui bun mobil. Cam cât durează toată această procedură notarială? Cam din cât momentul poate dura? În care toate actele sunt în regulă, procedura diferă în funcție de valoarea de bunurile care vin la moștenire. De cele mai multe ori se discută de bunuri imobile. Dacă bunul imobil este intabulat, se poate scoate extras de carte funciară în 2 zile, se poate face dezbaterea moștenirii. Dacă bunul nu este intabulat, se face o altă verificare în registru de transcripțiuni ținut de oficiul de cadastru și această verificare durează cam 5 zile.
Deci, după cum îmi spunea și dumneavoastră, se poate face suplimentarea masei succesorale. În ce situații? De exemplu, s-a făcut dezbaterea moștenirii și după aia descoperim că defunctul a mai avut un teren pe nu știu unde. Sau ce alte situații mai sunt? De cele mai multe ori, rațiunea pentru care se face etapizat dezbaterea moștenirii este economică. Acum e greu de crezut că moștenitorii nu știu exact întinderea masei succesorale, dar pot fi și situații în care, da, descoperă un titlu de proprietate ascuns de defunct, descoperă orice alte bunuri care acestea le-ar fi avut. Luând în calcul, trebuie să luăm în calcul la suplimentarea masei succesorale că, din nou, dacă se face în termen de 2 ani de zile, după 2 ani de zile, de la decesul defunctului, atunci se achită acel impozit de 1% de care discutam mai devreme. Dosarul de succesiune se poate suspenda? Sau? Dosarul de succesiune se poate suspenda. Încheierea aceasta finală de care discutam este ultima etapă în dezbaterea succesiunii înainte de emiterea certificatului de moștenitor, dar înainte de această încheiere finală se pot da încheieri de suspendare sau încheieri de amânare a procedurii succesorale. Spre exemplu, încheieri de amânare se pot da atunci când părțile nu se prezintă la termenul stabilit pentru a face dezbaterea moștenirii, dar nu au toate actele sau nu se pot prezenta toate. Dar în continuare există voința de a face dezbaterea moștenirii, atunci se dă o încheiere de amânare pe un alt termen. La fel, încheierea de suspendare poate fi dată atunci când, spre exemplu, părțile nu se mai înțeleg sau părțile nu se înțeleg cu privire la întinderea masei succesorale. De regulă, suspendarea se face atunci când părțile spun, da, ne înțelegem, mergem la notar și facem dezbaterea moștenirii, după aia, pe parcurs, nu se mai înțeleg, se dă suspendare și părțile pot fi îndrumate către instanța de judecată. După obținerea acelui certificat de moștenitor, cine trebuie să facă înscrierea în cartea funciară a unui imobil? Înscrierea în cartea funciară se face de către notarul public la solicitarea părților. Este o operațiune care poate fi făcută prin notar. Însă ar trebui să precizăm, raportat la înscrierea în cartea funciară, că dezbaterea moștenirii este una din puținile proceduri notariale care pot fi făcute dacă un imobil nu este intabulat. De regulă, când facem vânzări, donații, când facem partaje, bunurile trebuie să fie obligatoriu intabulate pentru a se efectua operațiunile de carte funciară. Însă, în cazul moștenirii, nu este obligatorie intabularea. Dacă un bun nu este intabulat, el poate fi, moștenirea poate fi dezbătută. De ce? Pentru că în momentul în care se face prima înscriere în cartea funciară a unui bun imobil, este necesar obligatoriu acordul titularului, acordul proprietarului, așa cum este el înscris în actele de proprietate. Ori, proprietarul fiind decedat, nu avem cum să facem prima înscriere în cartea funciară și să deschidem cartea funciară pe acel imobil. Să revenim un pic la costuri și să luăm un exemplu concret pentru ca telespectatorii să înțeleagă mai bine care ar fi costurile. Deci dacă o persoană a decedat, deține un apartament și o mașină, dați dumneavoastră o sumă, cât e valoarea apartamentului și valoarea mașinii, cum se calculează? Dacă defunctul a murit nu știu, de mai puțin de 6 luni, dacă a murit de mai mult de 2 ani sau dacă defunctul a murit de 7 ani sau aici... În primul rând, atâta timp cât se depășește termenul de 2 ani, poate să fie decedat de 20. Da, tot. Regula este aceeași. Bun, ca să vă... Taxele notariale pentru dezbaterea moștenirii se calculează în funcție de valoarea bunurilor și este procentual, cu cât valoarea este mai mare, cu atât taxa scade. La care se poate adăuga, spre exemplu, taxe de carte funciară, TVA-ul, acel impozit de 1% dacă, să zicem, că nu se dezbate în termen de 2 ani de zile. Din minte, acum îmi vine aproximativ la o dezbatere, că am avut recent o dezbatere având valoarea masei succesorale aproximativ 100.000 de lei. Știu că defunctul era, nu se achita acel impozit de 1%, taxele ajungeau undeva la 1.400-1.500 de lei. Inclusiv operațiunea de carte funciară. Pe care trebuie să le suporte toți moștenitorii. Pe care trebuie să le suporte în funcție de cotele lor toți moștenitorii. Asta e regula. Acum că ei se înțeleg, unul să achite toate taxele... Am înțeles. Și deci după acei 2 ani crește, adică e mult... Se mai adaugă 1%, adică după acești 2 ani mai adăugam încă 100.000 de lei, încă 1.000 de lei la tax. Dar sunt și situații în care moștenitorii aleg să nu facă dezbaterea moștenirii și, nu știu, dezbat moștenirea după ce decedează ambii părinți. Și unul a decedat în termenul ăla de 2 ani, unul după acel termen. Cum se calculează aici? Se dezbate simplu. Diferențiat? Nu, ele pot fi dezbătute, dosarele succesorale pot fi conexate și să fie emis un singur certificat de moștenitor pentru ambii defuncți. Însă, procedural,
sunt două dosare succesorale. Dacă ei au avut, să zicem, împreună un imobil, jumătatea tatălui se calculează cu acel impozit, jumătatea mamei care a decedat mai devreme de 2 ani se calculează fără acel impozit. O precizare care ar trebui să o mai facem în cazul soților, în cazul în care unul dintre soți decedează, este că trebuie să aibă loc acea lichidare a regimului matrimonial. Adică soții dețin bunurile în ceea ce se numește îndevălmășie, da? Deci ei le dețin împreună, nu se știe exact că avem jumate, 30-80. Dacă unul dintre ei decedează, obligatoriu trebuie lichidat regimul matrimonial care încetează prin decesul unuia dintre soți și ei stabilesc cotele. Deci nu e obligatoriu la moștenirea soților să fie jumătate-jumătate. Moștenitorii pot declara, domne, știm că tata a contribuit mai mult ca mama sau mama a contribuit mai mult ca tata și stabilim cotele 30% pentru soț, 70% pentru soție. Dacă își stabilesc astfel cotele, acel impozit se calculează numai pe cota care îi se cuvine soțului respectiv, deci 1% din 30, cota de 30. O altă situație pe care am putea o întâlni, să spunem că un bărbat a fost căsătorit, are un copil din prima căsătorie, divorțează și se recăsătorește, obținând un apartament cu a doua soție, care are și cu aceasta un copil. Când domnul respectiv decedează, copilul din prima căsătorie poate veni la moștenire, cu toate că el a obținut apartamentul doar cu a doua soție. Corect, a obținut apartamentul cu a doua soție, dar o parte din acel apartament este și a defunctului. Atâta timp cât el este, mă refer, copilul din prima căsătorie, atâta timp cât este copilul lui, are dreptul să-l moștenească. Drept deci, egal ca celălalt copil. Moștenirea lui se va împărți odată între copilul din prima căsătorie, copilul din a doua căsătorie și soțul supraviețuitor. În momentul în care soția va deceda, atunci fiul din prima căsătorie nu mai are nicio pretenție. Din nou punctez că se împarte, se face linia maternă, linia paternă, toți cei care vin din partea tatălui moștenesc, toți cei care vin din partea mamei moștenesc. Am avut moșteniri în care erau doi soți căsătoriți, n-au avut copii, dar fiecare avea câte 2-3 copii din altă căsătorie. S-au împărțit toți între ei, vă dați seama ce spectacol a fost acolo. Deci trebuie să mergem la un notar pentru a ne lămuri. Exact. Care sunt avantajele și dezavantajele procedurii notariale și, nu știu, a instanței de judecată? Avantajele procedurii notariale sunt cele care se aplică pentru toate actele făcute la notar, adică, în primul rând, avem confidențialitate, apoi avem costurile, care sunt mult mai mici la notar decât la instanță, și, bineînțeles, avem durata procedurii succesorale. Știți foarte bine, termenele instanță sunt destul de mari. La notar, în 5 zile, dacă toate actele sunt în regulă, în 5 zile se poate face dezbaterea moștenirii. Dar sunt destul de dese cazurile în care nu timpul sau banii contează, ci mândria de a avea dreptate. Și atunci se ajunge la instanță. Dar dacă totuși se deschide procedura succesorală la notar și apoi nu se mai înțeleg că ajung la instanța de judecată, trebuie să plătească anumite taxe la notar, chiar dacă s-a început dezbaterea moștenirii, dar nu ne mai înțelegem, trebuie să mergem la instanță. Da, deci dacă s-a început dezbaterea moștenirii la un notar, notarul public, cum discutam mai devreme, suspendă dosarul succesoral și îndrumă părțile către instanțe. În situația aceasta, instanța nu emite o hotărâre prin care stabilește cine sunt moștenitorii și care este masa succesorală. Ea descrie cine sunt moștenitorii, care este masa succesorală, însă dă o sentință prin care obligă notarul public să emită certificatul de moștenitor în dosarul respectiv, așa cum a fost stabilit de către instanță. În situația dată, procedura succesorală merge la fel și moștenitorii adică trebuie să plătească aceleași taxe, numai că durează un pic mai deci mult. Deci e mai avantajos, da, durează mult mai mult. E un fel, dacă vreți, un fel de combinație dintre cele două, și calea contencioasă și calea necontencioasă. Și e cea mai păguboasă, pentru că odată mergem la notar, plătim și la notar, după aia plătim și la instanță. Deci e bine să ne hotărâm din prima exact dacă vrem sau nu să facem la instanță sau la notar. Pentru că tot am vorbit despre moștenire, aș dori să vorbim un pic și despre testament, care se poate încheia la notar. În ce condiții? Testamentul se poate încheia la notar în condițiile în care testatorul, da, deci cel care lasă prin testament, vrea să aducă pe cineva la masa sa succesorală. Da? Testamentul,
cea mai mare discuție în materie de testament este că reprezintă o liberalitate, deci poate fi atacată de anumite categorii de moștenitori, cei care se numesc moștenitori rezervatari. Poate fi atacat testamentul de copii, de soți și de părinții defunctului. În practică vă spun că testamentul se întâlnește de cele mai multe ori atunci când persoane nu au copii sau nu mai au nici copii, nici părinți în viață și vor să lase toate bunurile care le au cuiva. Din nou, discutând de felurile testamentului, testamentul la notar este cea mai întâlnită în 99% din cazuri. Testamentul se face la notar. Mai este și varianta testamentului holograf, adică cel scris de mână, însă recunoașterea acestui testament este destul de are o procedură foarte anevoioasă. Ce acte sunt necesare pentru a încheia un testament la notar? Actele necesare sunt în funcție de tipul testamentului pe care o persoană vrea să-l facă. Testamentul poate fi de trei feluri, ca să vă explic. Primul fel de testament este testamentul universal. Ce înseamnă testamentul universal? Înseamnă că eu, testator, las unei persoane toate bunurile care le am, fără să le individualizez. În această situație sunt necesare doar buletinele. Buletinul persoanei care dă, buletinul persoanei care primește. Testamentul sună în felul următor. Eu, X, las toate, la încetarea mea din viață, las toate bunurile care le am în masa succesorală lui Y. A doua variantă este testamentul cu titlu universal, atunci când bunurile nu sunt individualizate, însă se lasă unei persoane, numite legatar, îi se lasă o cotă din bunurile. Spre exemplu, eu vreau să las la doi copii, las ție jumate, sau ție 30%, ție 70%, din nou fără a individualiza bunurile. Și în cazul acestui testament sunt necesare doar buletinele. Ultimul tip de testament se numește testamentul cu titlu particular. Este acel testament prin care se individualizează bunurile care sunt lăsate. În această situație, pentru a face testamentul pe lângă cărțile de identitate, sunt necesare și acte care să ateste calitatea de proprietar a celui care lasă prin testament. Testamentul cu titlu particular sună în felul următor. Eu, X, las apartamentul meu din Canta lui Y. Ce avantaje ne-ați spus, că e avantajul testamentului la notar mai mult decât cel holograf, aș vrea să vă mai întreb dacă o persoană se răzgândește, nu știu, mai vrea să mai adauge ceva în testament sau vrea să lase altcuiva moștenirea. De câte ori se poate răzgândi la deschiderea testamentului? Se poate răzgândi de câte ori dorește el până la deces. Testamentul reprezintă o liberalitate revocabilă. Deci el, dacă se răzgândește, oricând poate merge la notar, revocă testamentul și face un nou testament. Precizez că la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România există centralizată o evidență a tuturor liberalităților făcute de o persoană și a revocărilor acestora, astfel încât în momentul în care o persoană decedează, nu există riscul ca, să zicem, un legatar care are un testament revocat să se ducă la notar și să culeagă masa succesorală în defavoarea altuia. Da, chiar găsisem tot așa pe o discuție. Întreba cineva cum pot renunța la un testament. Dacă îl rup, înseamnă că l-am distrus. Nu, el rămâne înregistrat în aceste registre. Trebuie testamentul fiind în formă autentică, trebuie obligatoriu, există principiul simetriei de formă. Actul fiind autentic, obligatoriu revocarea sau schimbarea lui se face tot în formă autentică. O altă chestie interesantă este că testamentul reprezintă un act secret. Adică testatorul nu poate fi obligat să îl anunțe pe legatar. Am avut situații în care persoane au venit la moștenire și au descoperit că au testament și ei nu știau. Ce taxe sunt necesare pentru testament? Testamentul în jurul la 200 de lei. Deci nu este o sumă foarte mare. Nu. Și dacă se răzgândește și se răzgândește de fiecare dată, achită acei... Este alt act, alt număr de înregistrare și se achită și revocare. Și contestarea testamentului? Contestarea testamentului se poate face, cum am zis, de acei moștenitori rezervatari. Moștenitorii rezervatari, din nou, sunt copiii, soțul și părinții defunctului. De ce se numesc rezervatari? Legea împarte masa succesorală a unei persoane în două părți. Avem cotitatea disponibilă, care reprezintă acea parte din moștenire de care defunctul poate dispune prin liberalități, vorbim, da? Deci prin acte cu titlu gratuit, testamente, donații, cum crede el de cuvință. Și există acea parte care se numește rezerva succesorală. Rezerva succesorală, codul civil o atribuie în mod obligatoriu unor persoane.
cum sunt copii în diferite cote, în funcție de persoana care vine, părinți, copii sau soți. Trebuie să mai precizăm că asta nu înseamnă automat că o persoană nu are voie să facă liberalități. Dacă, spre exemplu, ea dispune de suficiente bunuri încât să nu încalce acea rezervă succesorală, spre exemplu, am 5 apartamente și vreau să donez unul, dacă donez unul în apartamentul unei persoane străine, moștenitorii rămân cu celelalte 4 apartamente. Deci nu pot ataca donația făcută. Deci dacă eu vreau să-mi las toate bunurile unei fundații, și apoi copilul poate să vină copilul să atace... poate veni și ataca testamentul pentru a-și culege rezerva sa succesorală din acele bunuri. Și l-atacă la instanța de judecată? La instanță. Se atacă obligatoriu la instanță. Vin de obicei oamenii să-și facă testament sau să facă dezbaterea moștenirii la notar? Dezbaterea moștenirii, da, vin să o facă. Iar testamentul este, să știți, o practică foarte, foarte des întâlnită la noi. Multă lume vine și își face testament preventiv. Mai ales cei care nu au moștenitori, nu au descendenți, nu au moștenitori legali. Deci surprinzător, că mă așteptam să nu vină să-și facă testament. Totuși vin ca să fie asigurați că bunurile lor ajung exact. La cineva. Ajung la cine vor ei și nu vine, multă lume se ferește să lase bunurile la statul român. Da, poate cineva să facă un partaj înainte, nu știu, între soți să se facă partajul și apoi unul dintre soți să facă testament pentru bunurile rămase, se întâlnește și această situație. Adică am întâlnit familii în care fiecare era cu bunurile lui. Deci cu toate că... Atâta timp cât nu se încalcă acea rezervă succesorală de care vorbeam, fiecare dispune de bunurile lui. Cum dorește. Cum dorește. Nu e vorba neapărat de partaj. Pot exista bunuri care sunt dinaintea căsătoriei, dobândite prin moștenire sau chiar în timpul căsătoriei dobândite ca bunuri proprii, prin moștenire, prin donații. El poate dispune cum dorește de aceste bunuri, nefiind legat de bunurile celuilalt soț. Din nou, luând în calcul că în caz de deces, soțul poate veni și ataca liberalitatea, donația sau testamentul respectiv pentru a-și culege rezerva succesorală. Domnule notar, vă mulțumesc foarte mult pentru lămuriri și vă mai așteptăm. Și eu mulțumesc. Sunt Cătălina Macovei și vă aștept și săptămâna viitoare. La revedere!